Mai precis, să trasăm graficul funcției f de x egal cu 2 la x. Ce înseamnă graficul funcției? Înseamnă perechele de puncte x și y, da? Când x-ul e 0, y-ul este 1. Când x-ul este 1, y-ul este 2. Când x-ul este 2, y-ul este 4. Când x-ul este minus 1, y-ul este 1 pe 2. Când x-ul este minus 2, minus 1 pe 2, minus x-ul e 2, minus 1 pe 4, da? Da. Când x-ul a fost minus 1, y este minus 1 pe 2, am spus. Acum minus 1 pe 4, deci o start. Și așa mai departe. Sigur, sunt puncte intermediare și acum graficul cam așa ar arăta. Deci graficul funcție arată cam în forma asta. Eu mi-aș propune în lecția aceasta să aflăm aria acestei suprafețe ca parcă ar fi un trapez curbilin. Că în partea de sus este, uitați, bucata din graficul funcției 2 la x. Hai să notăm aici, sigur, 0. Dacă vreți, prin puncte A, B, A', B'. Deci îmi propun să aflu aria cu cât mai multă precizie a acestui trapez curbiliniu. E vorba de aria lui A, B, B', A'. Deci A, B, B', A'. Cum o pot găsi? Dacă aveți vreo inițiativă, dacă aveți vreo propunere, dacă n-am avea curba aia. Ne încurcă foarte tare, da? Dacă ar fi în dreapta așa, cum am procedat? Baza mare plus baza mică, ori înălțimea, supra 2. Baza mare ar fi așa, asta, B', baza mică, A', înălțimea, A, B, și am aflat. Dar uitați, dacă eu încerc să aproximez așa trapezul, deja este o aproximare prin adaus. Pentru că adaugă această porțiune de deasupra. Și o putem scădea după aia. Dar cum să o scădem? De unde să știu eu când să o scad? Da, este urâtă de tot. Știu, nu cum să-i fac la ea. Dacă propui tu să o scad pe asta, păi atunci aș afla pe asta de desubt. Nu tot atât de greu îmi va veni să o aflu pe cea de deasupra când o scad. În concluzie, cred că trebuie să muncim aici mai bine. Acum, foarte grosolan este așa. Area acestei suprafețe, acestui trapez curbiliniu, este aproximată grosolan cu trapezul respectiv. Ea va fi un pic îmbunătățită, dacă mă gândesc să o surprind ca fiind suma a două trapeze, trapezul ăsta și cu trapezul ăsta. Deci, uitați-vă, dacă mai bag aici un punct C, C', așa. Eu spun că aria trapezului curbiliniu este mai aproape de adevăr dacă o socot ca suma ariilor ăstor două. Că uitați-vă, nu cumva mai puțin adaug, uitați așa. Deci sunt mai aproape de adevăr. Aș spune că aria lui trapezului curbiliniu, așa, A, B, A', B', Dar hai să notăm indic și cu un F aici. Un F-ul, pentru că e vorba, așa cum am spus aici, A, B, B', A', se subînțelege trapezul. Dar dacă pun și un F, vreau să remarc că e vorba de faptul că fac referire la area trapezului curviliniu, punând F-ul de aici. Era funcția acestea. Așa cum am spus acum, A, B, A', B', este a trapezului, care ar fi foarte ușor de făcut. Cu cine este egal? Cu baza mare. B' plus A' ori înălțimea AB supra 2 și face ca și valoare, dacă vreți. Putem să, valori putem să gândim. Asta e 4 și cu 1, 5. 5 ori înălțimea 2 supra 2 și îi dau cu 5. Asta este a trapezului curviliniu. Spuneam eu că dacă aș împărți în două și fac ca și sumă, cele două trapeze, ia să vă trastie, area lui A, C, C', A', deci area lui A, C, C', A', plus area lui C, B, B', C', area lui CB, B', C', este egal cu baza mare, plus baza mică, asta e de 2. Așa este? 2 plus 1. 2 plus 1, 3. Ori înălțimea 1 supra 2. Plus baza mare plus baza mică 4 plus 2 ori înălțimea 1 supra 2. Și egal cu 3 pe 2 plus 3 și face 6, 9 pe 2. 9 pe 2 e mai mic decât 5. Deci observați că era foarte gros un an. Acum, prin suma doar 2 ori, m-am apropiat. Păi, dar chestia asta mă încurajează. Știți ce-mi vine acum în minte? Să mai împart și pe asta în 2. Ia uitați. Păi pot să fac și așa. Și pun aici E' și în partea asta, hai să o împart și pe asta în 2. F' Și acum aria asta, să spunem, sau să facem acum suma celor 4 trapeze. Să vedem cât îmi dă. Eu sper să ne iau un număr mai mic decât 9 pe 2. Deci aria, cui să-i spunem mai întâi? Area lui A, E', A'. Area lui A, E', A'. Plus area lui E, C. Sunteți atenți, da? Area lui E, C, C', E'. Plus area lui, care este acum? CF, F', C'. Plus area lui FB, B', F'. Este egal cu. Deci cele 4 are. Hai să fiți atenți, mă ajutați, da? Atenție. Baza mare, că să vedem noi 2. Adică aici sunt la 1 pe 2. 1 pe 2, 2 la 1 pe 2. 2 la 1 pe 2 e radical din 2. Deci ar veni radical din 2. Încă o dată. Aici eu este la 1 pe 2, vă rog să fiți atenți. Și nu trebuie ca să găsesc Y-ul corespundător. Cum am dat aici? Noi am dat lui valoarea 1 și am găsit Y cu 2. Deci cât este? Pentru X egal cu 1 pe 2, imaginea F de 1 pe 2 egal cu radical din 2. Acum cât vine baza mare, radical din 2, plus baza mică, care este cât? Baza mică. 1 pe 1. 1, da, plus 1. Tot ori înălțimea. Cât e înălțimea? 1 pe 2. Ori 1 pe 2 și supra 2. Plus. Plus. Celălalt trapez. E vorba de EC. EC, C prim, E prim. Ăsta este acum trapezul. 2. Baza mare este 2. Baza mică e radical de 2. Deci vine cât 2 plus radical din 2 ori înălțimea ori 1 pe 2 și supra cât? Supra 2. Plus. Celălalt trapez. 3. Baza mare, adică aici, cât este aici? Este 1 și jumătate. 3 pe 2. Aici e 2. Aici e 3 pe 2. Deci x egal acum cu 3 pe 2. Și f de 3 pe 2 este egal cu 2 la 3 pe 2, care înseamnă radical indice 2 din 2 la 3. Și iese un 2 în față și egal cu 2 radical din 2. 2 radical din 2 este. Dacă am greșit, vă rog să mă ajutați să mă greșesc. Deci f de 3 pe 2 înseamnă 2 la 3 pe 2. Și cum se scrie în o putere cu exponent rațional? Numitorul este indice radicalului, enumărătorul înseamnă exponentul bazei. 2 la 3. Și aici dăm 2, 2 radical din 2. Deci baza mare, 2 radical din 2. 2 radical din 2. Plus baza mică, 2. Tot ori înălțimea, 1 pe 2. Supra 2. Și plus, în sfârșit, ultima, care înseamnă 4. 4. Plus 2 radical din 2. Tot ori 1 pe 2. Și supra 2. Și egal cu. Vă rog să observați că toate sunt ori 1 pe 2 pe 2. 1 pe 2 pe 2. Deci toate ori numitorul 4. Deci pot să spun o singură fracție. Numitorul 4. Și observăm. Radical din 2 plus 1 e prima. Radical din 2 plus 1. Plus 2 plus radical din 2. Plus 2 radical din 2. Plus 2. Și plus 4 plus 2 radical din 2. Ia să văd cât fac în total. 1 radical din 2 și cu 2 radical, 4 radical din 2 și cu 2, 6 radical din 2, plus 1 și cu 2, 3, 5, 9, supra 4. 6 radical din 2 plus 9 supra 4. Mă întreb dacă e mai mic. Că așa ar trebui, după ce urmăresc eu. Mai mic decât 9 pe 2. Dacă e mai mic decât 9 pe 2. Ia să vedem dacă e mai mic. Aici trebuie să amplific cu cât? Cu un 2. Da? Și vine 6 radical din 2 plus 9 mai mic decât 9 ori 2, 18. După 9 dincolo, echivalent cu 6 radical din 2 mai mic decât 9. Împart printr-un cât aici? Printr-un 3. Și ar fi că 2 radical din 2 mai mic decât 3. Să ridic la pătrat și parcă ar însemna că 8 mai mic decât 9. Așa este. Adevărată chestie, sigur. Așadar, prima dată trapezul, deci trapezul acesta curviliniu, aproximat grosolan prin trapezul total, mi-a dat cât? 5. A doua oară mi-a dat 9 pe 2, apoi mi-a dat acum numărul ăsta, 6 radical din 2 plus 9 pe 4, care este mai mic, sigur, decât... Oh, păi, dar... Și pare că apare un șir de valori acolo. Un șir de valori descrescător. Deci primul număr a fost care? 5. Apoi altul mai mic, 9 pe 2. Altul mai mic, 6 Radical din cât? 2 plus 9, totul pe 4. Și dacă cumva sunt așa insistent și mai merg și mai împrăști puncte pe aici și fac alte, iar jumătate. Deci, cumva mă apropii de cel adevărat, probabil. Și când voi fi foarte apropiat? Când voi obliga. Când va avea cât mai multe puncte. Nu așa? Da. Când va avea cât mai multe puncte răspândite. Practic, eu reușesc să fac o divizare a intervalului ăsta de la A la B, l-am divizat, adică mai multe diviziuni am făcut, da? Mai multe bucățele de astea. Deci cu câte o să am mai multe puncte, voi realiza o altă diviziune, alte puncte, altă diviziune a intervalului de aici. Bunul simț al meu de acum îmi spune că mă apropii de adevăr, când voi avea o infinitate de puncte, deci foarte multe puncte, dar să nu le împart așa, să le pun pe toate într-un colț, într-o porțiune și pe partea cealaltă să le las rare. Dacă se poate din ce în ce mai apropiate ele. Adică distanța între ele, la oricare ne-am duce, să fie din ce în ce mai mică. Distanța aproape să apropie de 0. Nu? Deci este clar că iarăși comit o greșeală. Eu iau multe puncte, dar dacă le împart aiurea și n-am grijă să le răspândesc cât de cât uniform, încât distanța între două puncte să fie din ce în ce mai mică, atunci iarăși n-am aproximat. Deci n-am aproximat cum trebuie. Și dacă vreți voi, oricât m-aș strădui eu așa, tot încă nu mă apropii valoarea foarte exact. Pentru că în fiecare clipă eu aproximez tot cu un trapez. Tot trapez este ăla. Curbura aceea, cât de mică ar fi ea, nu o prind cum trebuie. Deci la un moment dat mă duc cu linii dreapte acolo. Și asta este grosolănie care o fac. Chiar cu foarte multe trapeze care vreți voi. Trebuie să încercăm o altă tehnică. Totuși suferim din cauza asta, să încercăm o altă tehnică. Am să încerc la un trapez de ăsta să surprind în interiorul lui un dreptunghi. Un dreptunghi care să lase un colț afară și alt colț să-l prinde înăuntru. Deci, uitați, dacă luați numai dreptunghiul ăsta, trapezul ăsta așa, vedeți? Trapezul... Am să fac de nou o altă figură. Dacă trebuie să fac o altă figură mai mare, ca să prindeți bine ideea. Vreau să vă atrag atenția că fiecare trapez de acesta are tendința să se apropie, dar încă rămâne cu eroare. Încă rămâne eroare. Cât de multe trapeze aș lua eu, cât de mult aș face, încă am eroare. Și atunci am să încerc să o fac cu un dreptunghi. Uitați, așa aș gândi un dreptunghi. Ce-ar face dreptunghiul ăsta? Colțul ăsta ar fi adăugat, dar îl pierde pe ăla deasupra. Da? Este așa o situație. Am să șterg tabla că s-a încărcat figura. Oricum, ați prins ideea când trebuie cât mai multe puncte. Asta e clar. Și acum am să șterg doar. Încerc să trasez graficul din nou. N-am să mai respect cu rigurozitate. Să spunem că eu doresc de la A la B. Da, B o să luăm aici, undeva să... da? De la A la B. Aici e B prim, A, A prim. Și doresc să aproximăm trapezul acesta curbiliun, să aflăm area cu precizie. Cu tot, mare precizie vreau. Și pentru asta am descoperit cu toții că vom reuși asta dacă vom realiza o diviziune bună a acestui interval. Deci, am să încep de aici, că pun x0, apoi x1, apoi x2, cum au fost mai înainte, care au fost 1, 0, 1 pe 2, 1 pe 4, pe acolo, da? Sau 1, 3 pe 2, cum am realizat diviziunea aceea. Nu mai spun cine sunt numele acestea. Sunt niște aici. La un moment dat, la, aici ajung undeva xi și mai aici undeva este următorul. X indicii plus 1. Xi și x plus 1. Cum am găsit înălțimea asta? Înălțimea asta am făcut f de xi. Da? Deci, cum făceam ca să, în 1 pe 2? Am locuit x 1 pe 2 și 2 la 1 pe 2 și nu știu ce am făcut, da? Deci asta cât e de mare așa? Așa este, dacă vreți, așa înălțimea este f de xi. F de xi. Iar asta la altă este așa. Y cu corespunzătoare funcției în punctul respectiv este f de xi plus 1. F de xi plus 1. Deci punctul, hai să zicem aici, A mare I, A mare I plus 1, deci AI, AI plus 1, aici să spun A prim I plus 1 și aici A prim I. Ce coordonate are A prim I plus 1? Care sunt coordonatele acestui punct A prim I plus 1? X-ul este XI plus 1. XI plus 1. F de XI. Și F de XI plus 1. Este Y-ul, nu? Orice punct are două coordonate, X-ul și Y. Dar ăsta de aici, ce coordonate va da? XI și F de XI. XI și respectiv F de XI. XI și F de XI. Cu toții am spus că ne apropiem de adevăr cu cât vom avea mai multe trapeze de acelea. Adică cu cât vom avea mai multe de xi de aceștia. Cu cât va avea mai multe de xi. Și nu răspundiți așa cum am făcut eu aici, distanță mare. Distanța între două puncte să fie din ce în ce mai mică, dar ca să putem discuta, am hotărât să-l las un pic la o distanță mai mare aici, ca să putem figura, să putem face desenul. Așadar, pot să încerc și să spun așa, că area lui AB, A', B', F, area trapezului curvilinul acela, F, este aproximativ egal. Nu va fi egal niciodată. Doar într-o anumită spațiu, să vedem noi. Aproximativ egal. Cu area trapezului ăsta curvilinul care s-a făcut aici. Cu al pus al doilea, pus al treia, pus așa mai departe. Cu suma tuturor. Da. Sumă. Te poți folosi simbolul sumă. Da? Am spus că fiecare trapez e totuși un trapez la, în situația aceea și nu-i cel care mă interesează pe mine. Tot grosul ăla este aproximația. Și atunci, fiți atenți, idei teribile apare acum. Când noi socoteam așa trapezul ăsta, vedeți că există, în mod sigur, datorită curgurii, există totuși o zonă adăugată acolo. Când zicem baza mare plus baza mică, înălțimea asupra 2, există un plus datorită curgurii. Una este fost dreaptă și alta este cu curgura aceea, oricât ar fi de mic. Și atunci, ce idee grozavă este să ne imaginăm că în loc de trapezul ăsta punem un dreptunghi Dreptunghiul ăsta aproximează mult mai bine, că el lasă colțul ăsta afară, îl pierde pe asta, dar adaugă pe asta. Deci, din trapez, o pierde colțul de sus. Da? Îl pierde. Dar ce face? Colțul de aici îl adaugă pe partea asta. Compensează. E mai aproape de adevăr. Da, dar un astfel de dreptunghi știu numai înălțimea. Dar numai înălțimea. Orearea unui dreptunghi este baza mare, baza lungimea înălțimea, da? Asta o știu, este x plus 1 minus x. Asta, deci. Deci este cât asta? x plus 1 minus x. x plus 1 minus x. Că dacă scazi din x plus 1 cât e de lung asta, scazi cu asta, dar lungimea asta. Dar pe cine să folosesc drept înălțime? Când am dus ăsta aici, fiți atenți aici. Este un punct care... Există un punct unde îmi tăia graficul. Merg jos și descoper aici un punct, un anumit x. Un x. Hai să-l notez eu pe x-ul ăsta, într-un fel anume, am să notez xi, așa. X-ul ăsta îl notez xi, indice i. Xi. Știți de ce l-am notat cu indice i? Că el se află în intervalul ăsta, xi, xi plus 1. Deci cu indice i, pentru că se află în intervalul xi, xi plus 1. Și ca să aflu înălțimea sa, fac f de xi. Nu că nu am făcut așa, da, de... Da. Deci punctul ăsta de aici are coordonata xi și respectiv f de xi. Ăsta este f de xi. Încă o dată. Vedeți? Perfectez în fiecare etapă. Am descoperit că trebuie multe puncte, dar am fost nemulțumit cu trapezul că încă este grosolană aproximarea și a apărut ideea ca în loc de trapez să folosesc un dreptunghi deștept, care ce face? Cât pierde, câștigă dincolo. Dar vei spune, la cum știu eu cât pierde, cum să-l duc acolo? Păi cu cât voi fi mai strâns aici, cu cât voi fi aici, sigur mă voi apropia de perfecțiune. Că xie ăsta, unde rămâne xie? Tot în mijloc. Și dacă strânge asta, dacă rămâi tot în mijloc, înseamnă că dreptunghiul acela este foarte, foarte, foarte mic. Și înseamnă că este chiar înălțimea asta. Da? În concluzie, eu spun că este aproximativ egal cu suma. Vom vorbi de, nu? Suma tuturor dreptunghiurilor de acum. Suma tuturor dreptunghiurilor. Arilor dreptunghiurilor. Suma tuturor arilor dreptunghiurilor. Baza, lățimea, xi plus 1 minus xi. Xi plus 1 minus xi. Ori înălțimea. Oricât. Care să fie înălțimea? F de xi. F de xi. F de xi. Asta era. Acum încep să prind ideile și cred că mă apropii de ceea ce e foarte interesant. Fiți atenți ce am spus. Dar la suma asta te spun de unde până începe. De la i egal cu 0, dacă am început cu x0. De aceea zic i egal cu 0, ca să fie x0 aici, da? De la i egal cu 0 până la n-1. Când i egal cu n-1, vine x indice n minus x indice n minus 1. Adică ultima distanță de aici. Ultimul punct. Ia să fiți acum atenți să vedeți ce interesante chestii, doctor. Când am făcut suma la arii, că doar sunt niște arii aici. Ați văzut că în clipa în care am avut doar 2 puncte, mi-a dat un răspuns. Chiar cu trapeze când am vorbit, cu trapeze. Când am luat al 4 puncte, mi-a dat alt răspuns. Deci, suma asta, suma arilor, este influențată foarte tare de punctele care se împărăște, știi, acolo, da? De numărul de puncte. Sunteți de acord că suma este influențată? Și este din ce în ce mai apropiată de atât. Șirul ăsta de valori descrește continuă în funcție de câte puncte am în diviziunea asta. Hai să spunem că avem o diviziune, să o notăm într-un fel anume. Deci, notăm diviziunea delta, care să fie următoarea. x0, x1, x2, xi, xi plus 1, virgulă, puncte, puncte, xn. Aceasta este diviziunea intervalului pe care îl avem noi la dispoziție. De la, cum ar fi, de la A la B. Da? Deci x0, x1, x2 și așa mai departe. Aș putea spune că e vorba de intervalul A, B, care a fost foarte bine divizat. În sensul că A este chiar x0 și B este cine? Uitați, tocmai la capăt x0. Deci am făcut o divizare a intervalului să pricepem și mai bine. Vă rog să vă închipuiți că aici este A, aici este B1, da. Aici am spus x0, pe undeva am spus x1, apoi x2, pe aici undeva este xi, apoi xi plus 1 și aici undeva este xn. Se spune că a făcut divizarea acestui interval. Cu cât am mai multe puncte, cu atât divizarea mă satisface mai mult, nu? Divizarea respectivă, diviziunea aceea, divizarea mă satisface pentru că mă apropie mai mult de adevăr. Deci câte puncte se folosesc eu aici? N? Din ce în ce mai multe puncte. N, da? N sunt de la infinit chiar. O infinitate de puncte se folosesc. Bun. Dar nu oricum. Aș vrea neapărat ele să fie din ce în ce mai lipite unul de altul. Deci, dacă socotim cea mai mare dintre ele cu putință, am să notăm așa. Notăm cu max, maximul dintre xi plus 1 minus xi, maximul distanței între două puncte, o să notăm cu norma lui delta. Adică lungimea. Și o punem între două bare, în sensul că am notat așa. Deci maximului dintre două diviziuni am notat-o cu delta, norma lui delta. E posibil ca punctele să devină unele mai apropiate, altele mai depărtate, dar cea mai mare distanță dintre ele am notat-o cu norma lui delta. Cea mai mare distanță. Poate să fie aici cea mai mare, sau poate să fie mai încolo, n-are importanță. Am notat-o cu delta. Și dacă delta asta se duce la 0, dacă delta se duce la 0, înseamnă că, de fapt, eu m-am atins scopul. Adică împrăștirea asta cum a fost? S-a făcut foarte, foarte uniformă, dacă vreți, și cu grijă. Deci, sunteți de acord că suma asta, care e un număr. Uitați cum a fost mai înainte, 9 pe 2. Da? Este un număr. Numărul respectiv se va apropia foarte tare de area mea. Cu cât vom avea mai multe puncte la diviziune, nu oricum punctele, ci cu norma diviziunii se tinde la 0. Și fiți atenți că mă influențează și înălțimea la dreptunghi. Dacă xi ăsta e mai în stânga sau mai în dreapta, dreptunghiul va fi mai înalt, dar vă-și va modifica dimensiunea. Deci, iată că xi influențează. Dacă iau un anumit șir de xi îmi dă un răspuns, alt șir de xi un alt răspuns. În concluzie, eu mă pot gândi la xi ca fiind formată dintr-o enuclă de asta, xi 1, xi 2, xi 3 și mai departe, xi n, care sunt situați. Xi 1 unde este situat? Între x0 și x1. Xi 2 unde este situat? Între x1 și x2. Da? Ăsta la pe cine? X3, X2 și X3 și așa mai departe. Încă o dată. Suma asta este influențată de doi factori. De diviziune și de alegerea roxii. Este influențată suma asta. Le-ați văzut, dacă nu am mai multe puncte, s-ar micșora, dar rezultatul am obținut. Deci spuneți, suma pe care o construim, este influențată de diviziune, și de alegerea enuplexii. De diviziune și de alegerea enuplexii. În paranteză spuneți, fiecare poziție a lui xii din interval. Influențează ce influențează? Area dreptunghiului micuț de acolo influențează. Dacă nu e mai în stânga sau mai în dreapta, sigur că influențează. Încă o dată. Suma pe care o construim este influențată de doi factori. Odată de diviziune și altădată de cine este de influențată? Și de enupla xi. Enupla asta xi. Depinde unde fiecare xi se plasează în interiorul intervalului. Mai în stânga, mai în dreapta. Păi dar dacă schimbați numai unul din ei, dintr-un interval și alt enuplă. Altul din cealaltă e altă enuplă. Deci câte enupli de acestea pot face? O infinitate. Deci un șir de xien. Un șir de... Asta a fost un xi1, cum am ales-o. Iau un xi1 așa am să nu de sus, ca să nu se facă confuzii că ăștia de sus. Altă alegere, xi2, o altă și mai departe. Deci câte enupli de acestea pot face? O infinitate. Deci se construiește această sumă, S, deci construim suma S, care este dependentă de... De cine este dependentă această sumă? De delta, de diviziune, de delta. Și cum diviziune pot lua într-o infinitate de moduri, de delta n. Am o infinitate de diviziune. Și de xi n, de alegerea enuplei respective, deci este de delta. Și este vorba de faptul că atașez această sumă funcției f. Yes, pentru funcția respectivă, că intră, ia uitați, f de xi intră aici, da? F, delta f xi n, egală, așa cum am spus, cu sumă, de la i egal cu 0, până la n minus 1. Deci, această sumă, hai să o notez sus, ca să nu mai scriu de două ori, egal cu yes, f, de delta n și xi n. Când aceasta va fi chiar valoarea exactă a trapezului? Când n-ul tinde la infinit, când sunt cât mai multe, n-ul tinde la infinit, adică când am cât mai multe puncte, deci ca n-ul trebuie să fie la limit înseamnă. Deci când voi scăpa de semnul aproximativ, ca să dispară semnul aproximativ, înseamnă că mă frământă să trec la limită. Și voi spune că area trapezului curviliniu A, B, A', B', indicii F, va fi egală cu limită pentru n tinde la infinit. Cu norma diviziunii se tindă la 0, adică punctele cele când ne împart, nu ne împart așa cum la întâmplare, ci distanța dintre cele mai mari să tindă la 0, cu norma diviziunea tinde la 0, și oricare ar fi xi n, oricare ar fi. Deci limite pentru n tinde la infinit, cu norma diviziunea tinde la 0 și xi n ăsta, oricare ar fi xi n, limită din suma asta, de la i egal cu 0 până la n minus 1, din xi plus 1 minus xi, ori f de xi, constituie xi plus 1 minus xi, ori f de xi. Limita asta, dacă există, constituie chiar valoarea exactă a arei trapezului cotilic. Deci limita asta, dacă există, iată că am ajuns să spunem că area aceasta, este o limită. O limită a sumei acestea. Suma aceasta se numește sumă rima. Deci notați de sub suma de la e egal cu 0 până la e minus de xi plus 1 minus xi ori f de xi se numește sumă rima. Sumă rima. Această valoare, numărul respectiv, limita respectivă, convenim să o notăm într-un fel. El este cine? Valoarea exactă a arii. Și convenim să o notăm la limită cu un simbol. Simbolul ăsta sumă, la limită îl vom nota așa. Da? La limită îl vom nota așa. Din f de xi ăsta în fiecare punct. F de xi ăsta în fiecare punct este f de x. F de x. Iar xi plus 1 minus xi notăm cu distanța dintre dx. Și acum aceasta, de unde s-a făcut integrala? De unde s-a făcut? A cărui interval? De la a la b. De la a la b. Această limită, dacă există, ea este nu altceva decât integrala definită. Noi până acum am făcut primitive, da? Acum se zice că este integrala definită a funcției f. Deci ce este area trapezului curviliu? O integrală. Iată că nu degeaba facem integrale. Iată, am făcut primitivele, nu la întâmplare. O să vedeți legătura perfectă între primitivă și asta. Acum apare curiozitatea. Până acum știați să faceți primitiv fără capetele de integrare. Cum se leagă cu primitiva? În lecția care urmează veți vedea și legătura. E și lecția care urmează. Mulțumesc. Da. Discutat de ceea ce înseamnă construcția acelei sume, nu? Deci, dată fiind o funcție de un interval, hai să spun, i, cu valoare în el. Am socotit în acest interval două numere a și b. A și b care aparțin lui i. A mai mic decât b. Și ne-am pus următoarea problemă, anume, dacă acesta ar fi fost graficul funcției pe intervalul de la a la b. Deci am luat doar intervalul AB. Și problema care ne-am formulat-o a fost aceea de calcul a arei acestui trapez curviliniu cu cât mai multă, cu o precizie cât mai mare. Calculul arei exact. Da? Exact calculul acestei arei. Am început prin a aproxima area asta cu trapezele acelea, pe urmă am renunțat la trapeze pentru că am sesizat că încă se mențin erori, nu? În fiecare trapez micuț apare încă eroare și am mers pe varianta unui dreptunghi. Cum am socotit? Am aranjat diviziunea a egal cu x0, apoi x1, la un moment dat aici este xi, pe aici este xi plus 1, următorul punct, las din nou la o distanță mai mare, punctele acestea, xi și xi plus 1, și am aproximat acest trapez curviliniu, l-am aproximat cu un dreptunghi, mai țineți minte, da? De fapt, cum am gândit, și anume, folosind ca înălțime la dreptunghiul acesta, ce am folosit? F de xi. Și atunci am spus în fine că aria, cum am zis noi aici, A, B, B', A', aria trapezului acesta curviliniu, A, B, B', A', a indicii F. Adică mărginii de graficul funcției F, aici, da? De graficul funcției F, este egal cu limită pentru n tinde la infinit. Deci, cât mai multe puncte pentru limită pentru n tinde la infinit, din indiferent ce, oricare ar fi delta indicii n și xi n, e dupla pe care o aleg, oricare ar fi diviziunea, indiferent la ce diviziune o prim, și indiferent la ce nuclă xi n, cu normă de delta n tinzând spre 0, din suma aceea construită, și anume sumă, de la i egal cu 0 până la n minus 1, din xi plus 1 minus xi, ori f de xi, unde despre xi ăsta spuneam că aparține intervalului, cărui interval? xi plus 1. Da? Deci xi acesta aparține. Ei, limita asta, limita acestei sume, dacă există, e tocmai area exactă a trapezului curviliniu. Și am convenit să notăm numărul respectiv, ca și valoare, la limită, simbolul ăsta, deci așa am convenit să notăm. De unde? De la A până la B. De la A până la B. Din F de xi ăsta, care e de fapt F de x în fiecare punct. Ori de x. Da? Ori de x, diferența asta. Deci ce este integrala definită? Integrala definită este suma acestei limite Riemann. Că așa am zis că se numește, da? Suma asta se numește sumă Riemann. Limita sumei Riemann constituie integrala definită a funcției respective. Integrala definită a funcției respective. Acum, aș dori să încercăm să facem o legătură între primitivă și integrala definită. Aș vrea să vă amintesc că anul trecut am făcut câteva teoreme interesante și am numit teorema lui Rolle, v-am amintit și că la începutul anului, cum spunea teorema lui Rolle. Deci, puteți să notați, să facem o paranteză, să ziceți teoreme și să începem cu prima teoremă. Teorema lui Rolle. Teorema lui Rolle așa zice. Fie dată o funcție f, depinde pe un interval a, b, cu valori imediate, care satisface la condițiile. 1. F continuă pe închisul a, b. 2. F derivabilă pe deschisul a, b. Și 3. În capete egală. F de A egal cu F de B. Atunci, în aceste condiții, rezultă că există un punct C, care aparține intervalului AB, așa încât derivata în punctul C este egal cu 0. Derivata se anulează în punctul C. Deci, dacă am o funcție pe un interval la B și care continuă pe închis, derivatul pe deschis și în capete egală, există neapărat un punct C în interiorul intervalului în care derivata se anulează. Asta e teorema lui Rolle. Lagrange, Spune așa. Dacă am o funcție definită pe intervalul AB cu valorile mele, ce satisface la condițiile 1, f continuă pe închisul AB, 2, f derivabilă pe deschisul AB, fără să mă cer în capete egal, atunci rezultă că există un punct, există cel puțin un C care aparține intervalului A, B, așa încât să avem F de B minus F de A supra B minus A egal cu F derivat de C. Deci F de B minus F de A supra B minus A egal cu F derivat de C. De aici, dacă vreți, poți să scot F de B minus F de A egal cu B minus A ori F derivat de C. Deci, mai pot să scriu și în felul ăsta. F de B minus F de A egal cu B minus A ori F derivat de C. Aceasta este teorema lui Lagrange. Ei, aș dori un pic să insistăm și să vedem ce se întâmplă cu primitiva funcției f mare pentru f mic. Ce înseamnă că pentru funcția f mic există o primitivă? Înseamnă că primitiva aceea stabilește sau verifică două condiții. Ea este derivabilă și derivata coincide perfect cu f mic. Deci, hai să dăm și definiția. V-ați uitat-o. Deci, fie o funcție f definită pe un interval i cu valori inertă. F mare este primitivă pentru f, dată și numai dacă. Este primitivă pentru f, dată și numai dacă. Sunt îndeplinite condițiile. 1. F mare derivat egal cu F mic și 2. F mare derivabilă. Deci derivata coincide cu F. Oricare ar fi X din I, deci derivata să fie egală cu F mic peste tot și funcția să fie derivabilă pe intervalul I. Ei bine, în condițiile în care am această funcție la dispoziție și dacă admite primitivă, ce înseamnă? Că f mare acela ce condiții îndeplinește? F mare e derivabilă, da? Și derivata coincide cu f mic. Dar dacă f mare e derivabilă, orice funcție care e derivabilă pe un interval, e derivabilă în fiecare punct al său. Așadar, să ne închipuim că f mare, că f mic admite primitivă. Deci spuneți așa. Pentru f definită pe i cu valori în el, fie f mare primitivă. Ce înseamnă că f mare e primitivă? Ea îndeplinește condițiile. Ea este derivabilă și derivata coincide peste tot. Dacă e derivabilă, e și continuă. Orice funcție derivabilă este și continuă. Deci f mare satisface condițiile 1. F mare derivabilă și 2. F mare, sigur că e și continuă. Orice funcție derivabilă e și continuă. Dacă e derivabilă, am și continuită. Dacă eu am intrat în sala asta, sigur că am intrat în școală. Continuitatea o să o gătim ca și cum ar fi școala, iar derivabilitatea este o condiție mai dură. Deci n-am cum să intru în școală fără să... N-am cum să intru în clasa asta fără să fi intrat în școală. Așadar, nu cumva F mare satisface condițiile Lagrange? Ia uitați ce spune Lagrange. Dacă e continuă și derivabilă. Și acum o să gândim pe F mare o să o gândim pe intervalul xi plus 1. Da? Deci spunem, pentru gândim, chiar așa spuneți, luăm f mare, definită pe intervalul xi, virgul xi plus 1, care este inclus. Unde este inclus acest interval? Inclus în i. Este inclus chiar în intervalul AB. Deci inclus în intervalul AB, care la rândul este inclus în intervalul i. Deci gândim funcția pe acest interval xi plus 1. Și ce spunea Lagrange? Dacă ai o funcție pe un anumit interval, deci noi gândim f mare definită pe xi plus 1 cu valori în el. Și satisface la condiții. 1. F mare continuă pe intervalul xi plus 1. 2. F mare derivabilă pe xi plus 1. Chiar la noi, chiar pe întreg intervalul, chiar închis, e derivabilă. Aici cerea mai, cum să zic, cerea pe deschis, nu și în capete să fie derivabilă. La noi chiar pe tot închis este derivabilă. Atunci, există cel puțin un punct din interiorul intervalului. Există Xiu. Asta este. Există Xi care aparține. Deci există Xi care aparține intervalul Xi plus 1. Există Xi din Xi plus 1. Așa încât să fie adevărată teorema Lagrange. Așa încât F de Xi plus 1, F mare, că nu F mare aplicăm noi, nu? Da. Ia uitați, F de B minus F de A, cât o să spun acum? F de Xi plus 1 minus F de Xi. Deci așa voi avea F mare de Xi plus 1 minus F mare de Xi. Totul supra Xi plus 1 minus Xi egal cu cine? Xi plus 1 minus Xi? Egal cu F mare derivat. Dar F mare derivat cine este? F mare, F derivat. Cine este F? F derivat, F mare este primitivă. F derivat cât este? Cu cine este egal? Cu F mic. Deci așa încât egal cu F mare, hai să spunem, F mare derivat, ca să înțelegeți, de Xi. F mare derivat de Xi, care de fapt înseamnă F mic de Xi. F mic de Xi. Ei, și acum eu scot de aici pe F mare de Xi, nu știu F mic de F mare de Xi plus 1, F mare de Xi. Și voi avea. Deci de aici rezultă că F mare de Xi plus 1 minus F mare de Xi egal cu F derivat de Xi pe lângă Xi plus 1 minus Xi. Hai să scriu încă o dată aici, poate e mai clar decât așa de verticală. Deci am să spun că F mare de Xi plus 1 minus F mare de Xi este egal cu F de F mic, F mare derivat, înseamnă F mic de Xi pe lângă Xi plus 1 minus Xi. Ia uitați ce interesant, v-a să zic că teorema lui Lagrange, în legătură cu existența primitivei, îmi scoate în... îmi pune în evidență un șir de xii de ăștia din intervalul xi plus 1. Deci cine îmi pune în evidență? Teorema lui Lagrange, care teorema spune că se poate aplica în cazul nostru. Deci îmi construiește xii ăștia din interior. Păi în suma Riemann aveam nevoie de acești xii. Și am spus că suma asta a Riemann, dacă limita există indiferent de ce șir de xi în nucleul de asta elenic, Și acum aleg enuplă care să-mi placă mie de data asta, pe care credeți că o aleg? Pasta furnizată din teorema Lagrange. Deci puteți să mă tăiați. Observăm că teorema Lagrange pune în evidență pune în evidență puncte din interiorul din intervalul xi plus 1, pune în evidență puncte din intervalul xi plus 1 care puncte ne sunt foarte necesare și pe care le vom folosi în construcția sumei Riemann. În construcția sumei Riemann, s-a precizat că ne punem problema existenței limitei sumei respective, indiferent de alegerea diviziunii, cu norma tenzând la 0 și indiferent de enupla xi pe care o folosim. Eu prin xi am înțeles xi1, xi2, xi, da? Prin enupla aceea. Am zis enuplă. Da? Enuplă pentru că sunt în puncte. Deci, indiferent de enuplă. De data asta, în construcție, o să folosesc enupla furnizată de teorema lui Lagrange. Deci vom folosi în construcția sumei Riemann enupla furnizată de teorema lui Lagrange. Și atunci vom avea. Ia să vedem ce vom avea. Vom avea că integrala de la A la B, deci vom avea integrala de la A la B, asta, de la A la B din f de x de x, care am spus că este limita sumei Riemann, deci integrală de la A la B din f de x de x egal cu limită pentru n tinde la infinit din sumă de la i egal cu 0 până la n minus 1 din xi plus 1 minus xi ori f de xi i egal cu limită pentru n tinde la infinit din sumă de la i egal cu 0 până la n minus 1 din, în loc de xi plus 1 minus xi ori f de xi, o să zic ce era scris aici, era undeva scris. Da, f de x. F mare de x plus 1 minus f mare de x. Vă amintiți că așa am avut aici scris? Deci, din f mare de x plus 1 minus f mare de x. Deci suma din bucata asta. Păi nu rămâne decât să calculez suma asta. Și cum să trec la limită. Egal mai departe cu limită. Pentru n tinde la infinit. Din. Suma cum? Să începem să dăm valoarea lui i. Când i egal cu 0. F de x. F mare de x1 minus f mare de x0. Hai să-l pun, dar nu mai pierd. N-ar vrea să-l întrebare. Plus. Asta a fost, uitați, a fost pentru i egal cu 0. Puneți așa ca să înțelegem bine. Plus. Acum pe i cât îl fac? 1. Va veni f mare de x2 minus f mare de x1. De x1, da. Plus și mai departe, plus puncte. Asta pentru cât acum? E egal cu 1. Plus puncte. Așa am spus. Plus pe i îl fac n minus 1. Ultimul. F mare de cât vine acum? Da? Că vine n plus 1 minus 1 de x indice n. Minus f mare de x indice n minus 1. Ia uitați ce lucru interesant s-a întâmplat. Se reduce f mare de x1 cu minus f de x1. F de x2, ce nu mai fi pe aici. F de x0 rămâne aici, supărat. El e cu minus, da? A rămas unul cu minus, va rămâne la sfârșit unul cu plus. Minus ăsta cu puncte, da? Și face f mare de x minus f mare de x0. Limite din asta, corect? Limită. Așa. Deci egal cu limită. Limită din bucata asta pentru n tinde la infinit. Și egal cu limită pentru n tinde la infinit din f mare de xn. Știți cine este xn când a făcut diviziunea? Xn este tocmai b. Deci xn este iar f0 este a. Deci este egal cu limită din f de f mare de b minus f mare de a. Păi, dar f de b este un număr, că f de valoarea punctului e un număr, aici e tot un număr. Păi e o constantă și limită din cine? El din mai fi nu mare pe el acum. Deci cât este rezultatul? Este chiar constantă. Ca și cum, deci aici este, în final, egal cu f mare de b minus f mare de a. F de b minus f de a. Iată ce rezultat senzațional am putut obține. Iată legătura între primitivă și integrala definită. Care e concluzia? Integrala definită din f de x de x este egal cu f mare de b minus f mare de a în condițiile în care am o primitivă. Îmi permit acum să spun și eu, așa foarte clar, acest rezultat devine nemaipomenit de interesant și vom putea spune că integrală de la a la b din f de x de x nu este egală, este egală deci cu f mare de b minus f mare de a, dacă f mare primitivă. Dacă f mare este o primitivă. Este rezultat senzațional. Senzațional și facem legătura cu cine acum? Cu primitive. Nu am făcut primitive degeaba. Iată că primitiva, nu? Mă ajută acum să fac integrala definită. Așadar, cum putem face din clipa asta integrala definită? Facem primitiva întâi, găsim primitiva și cum locuim în primitivă pe x-ul respectiv cu b, apoi pe x-ul cu a și facem f de b minus f de a și găsesc integrala definită. Superb, nu? Superb este. Deci, asta ar fi legătura între primitiva. Aceasta se numește formula lui Leibniz Newton. Deci formula Leibniz-Newton. Leibniz-Newton. Formula lui Leibniz-Newton. De ce Leibniz-Newton? Că amândoi au făcut-o independent, fiecare lucrat și au ajuns la același rezultat. Și de aceea îi respectăm pe amândoi. Au făcut exact chestia asta. Uitați, matematica. Matematica e mai pomeni de frumoasă și este superb să poți prinde intimitatea și să dai de gustul raționamentului, așa, este nemai pomeni. Vedeți, probleme practice impun abstractizarea. Iată, nevoia de a afla area aceea, nu? Area aceasta a acestui trapez curviliniu. Deci nevoia de a o afla. Am început așa, tot atât, cum am putea să fie cât mai exact, cât mai exact. Și cât mai exact a însemnat să construim așa, să sumăm rima. De ce rima? Sumăm rima pentru că Riemann a fost cel care a gândit așa. Matematicianul Riemann. Și spune, doamne, dacă poți să găsești limita sumei acestea, nicio problemă. Leibniz și Newton ce-au spus? Stai o secundă, că x plus 1 minus x ori f de x ăsta, dacă tu spui așa, că te interesează existența limitei acestea, indiferent de ce diviziune folosești, cu diviziunea tenzând la 0, și indiferent de alegerea nuclei acelea axii, dacă te interesează chestia asta, păi eu o să știi că am să mă ocup, s-ar putea să-ți găsesc o legătură cu primitivele. Și ce vine lui în minte? I-a fugit mintea repede spre Lagrange. Teorema Lagrange, care spune, ați văzut ce spune, dacă o funcție continuă și pe închis și deriva pe deschis, atunci există neapărat un punct în interior acolo, încât se întâmplă f de b minus f de a supra b minus a egal cu f derivat de c. Și a mers cu Lagrange pe ce intervale? A mers pe intervalul xi plus 1. Aici este superb. Pentru că această funcție primitivă, dacă e primitivă, satisface condiția primitivă. Cum este dacă o primitivă? Este derivabilă. Și dacă e derivabilă și continuă, deci cele două condiții sunt îndeplinite, automat, fiind primitivă, deci cele două condiții sunt îndeplinite, și atunci există, asigur, xi, și cum am spus, interesează limita indiferent de ce xi folosesc, indiferent de ce xi folosesc, păi atunci am să folosesc xiul care rezultă din Lagrange. Și atunci îmi permit ca aici să spun, în formula respectivă, ce am să spun? Xi plus 1 minus x ori f de xi din suma Riemann, am să folosesc f mare de xi plus 1 minus f mare de xi. Și când trec la sumă, se leagă perfect. Suma este f de b minus f de a. Este superb. Superb rezultatul. Și acum am înțeles de ce a trebuit să facem întâi primitive. Nu? De ce? Pentru că, uitați, în final se reduce la aflarea primitivii. F de b, după ce o știm pe f, facem f de b minus f de a. Iată, concret. Dacă... Un exemplu concret, da? Ia să vedem. Păi, da. Am pus parte teoretică la punct. După ce am pus parte teoretică, trecem să vedem legătura și să facem lucruri concrete. Și acum voi spuneți că vă interesează și e corect. Deci ne interesează acum să încercăm să vedem un exemplu. Am spus pe tabla asta că un pic mai uscat. Dacă rămân urme așa, nu se vede deloc. Haideți să facem următoarea integrală. Integrală de la 1 la 2 din 1 supra x pătrat plus 4 de x. Ia să vedem cât vine asta. Cum am spus, luăm de o parte și facem primitiva. Da? Hai să facem și noi, zicem. Integrală primitivă de la din 1 supra x pătrat plus 4 de x. Cât este? Artangent. Este artangent. 1 pe a. 1 pe 2. Arctangentă x pe 2 plus o constantă. Așa e corect. Dacă precizia găsirii primitivă la nivel de constantă. Asta este f mare de x. Deci primitiva este egal cu 1 pe 2 arctangent de x pe 2 plus o constantă. Conform Lagrange, integrala asta va fi egală cu f de b, deci f mare de 2, minus f mare de 1. Și egal cu... Înlocuim x, nu? Exact. Asta înseamnă f de în punctul respectiv. F în punctul respectiv înseamnă 1 pe 2 arc tangentă de 2 pe 2, 1 plus o constantă. Așa este, da? Minus f de 1, adică nu că explic cu 1, devine 1 pe 2 arc tangentă de 1 pe 2 minus constanta aceea. Că acum minus din față schimbă semnul. Constanta se reduce. Da? Și face, dăm un 1 pe 2 în factor. Artangentă de 1, cât este? La câte grade tangenta e 1? La 90, nici nu există, la pi pe 4, la 45. Deci pi supra 4, trebuie să punem la punct trigonometria urgentă. Pi supra 4 minus arctangentă de 1 pe 2. Arctangentă de 1 pe 2 nu mai pot spune nimic. Și cu asta am făcut un exemplu concret. Deci, vedeți, practic ceea ce am obținut acum reprezintă aria. Aria, da? Aceea. Deci valoarea este ceea ce am obținut aici. Deci este o integrală definită a urmării. E un număr. Este limita sumei respectivă. Doar limita așa. Nu, definită este un număr real. Nu mai este, dacă integrala, dacă primitiva este o funcție, ia uitați, primitiva, deci integrala nedefinită este o funcție. Integrala definită este un număr. Foarte clar. Nu avem discuții. Vă rog să notați observații. Integrala nedefinită este un o funcție, pe când integrala care? Definită este un număr. Haideți să mai facem încă un exemplu. Să ne închipuim că facem acum integrală din, modific un pic aici, integrală din x pătrat plus x plus 1 ori de x. X pătrat plus x plus 1 ori de x. Cum procedăm? Luăm de o parte și zicem primitivă din 1 supra x pătrat plus x plus 1 de x, primitivă din chestia asta. Aici facem x plus b pe 2 egal cu t, da? X plus b supra 2a egal cu t, adică x plus 1 pe 2 egal cu t, de unde rezultă că t x egal cu minus 1 pe 2 dx egal cu dt. Și atunci rezultă, nu spunem egal, rezultă o altă primitivă, va fi în t aceea, rezultă integrală nedefinită din 1 supra t pătrat minus t de 2 ori prima fila, minus t plus 1 pe 4 plus t minus 1 pe 2 plus 1 dt și egal cu primitivă din 1 supra t cu t se reduc t pătrat plus 3 pe 4 care poate fi radical în 3 pe 2 la pătrat dt și egal cu 1 pe a, adică 2 pe radical în 3 arc tangentă din 2T supraradicalentării. Plus o constantă. Aceasta e funcția în T, dar în X, F mare de X, să revenim la ea, că ne interesează așa, asta este egal cu 2 pe radical din 3, arc tangentă din 2 pe lângă X plus 1, da? X plus... Da, 2X plus 1. Că dacă înlocuim 2X plus 1 plus 1 supra radical din 3 plus o constantă. Aceasta este funcția F mare de X, primitiva. După ce am găsit-o, mă duc mai sus și egal cu F de B, F mare de 2 minus F mare de 1. Și egal mai departe cu primitiva în punctul 2, valoarea în punctul 2. 2 pe radical din 3. Arc tangentă din 2x, 2 ori 2, 4 și până 5 pe radical din 3. Plus o constantă, că minus o constantă se reduce. Nu mai scriu chestia asta cu pe timpul. Minus 2 pe radical din 3. Arc tangentă din 3 pe radical din 3. Da? Și iese 2 pe radical din 3 în factor, egal cu 2 pe radical din 3, pe lângă arc tangentă din 5 pe radical din 3, minus arc tangentă din radical din 3, după raționalizare. Iar tangenta radical din 3 este un unghi precis, la 60 de grade. 60 de grade înseamnă pi pe 3. Deci egal mai departe cu, pot să spun, egal cu 2 pe radical din 3, pe lângă arc tangentă din 5 pe radical din 3, minus pi pe 3. Pi supra 3. Iată că valoarea integralei definite este un număr. Pe când primitiva este o funcție. Da? Primitiva este o funcție. Deci observați, trebuie să avem foarte multă grijă când lucrăm, să reținem... Bine, suntem la început, o să vedem o parte din proprietățile integrale definite, nu o să muncim de fiecare dată să aflăm primitiva, ci integrala definită o să o facem direct. O să vedeți schimbarea de variabile, ce se întâmplă, toate lucrurile acestea. Pentru că acum, dacă afirmez cu integrală definită, însemna că mă duc spre numărul respectiv direct, fără să mai fac primitiva deoparte și mă întorc înapoi. Deci se poate și așa, în timp ce calculăm primitiva, practic să ne ducem spre integrala definită. Să nu apară rezultă când schimbăm variabila aici, pentru că, dat fiind faptul că trec la o altă variabilă, nu mai spun că funcțiile astea sunt egale. Asta are domeniul complet schimbat datorită schimbării de variabile. Și cele două funcții sunt diferite. Dacă f de x avea un anumit domeniu de definiție, acum f de t are un alt domeniu. Deci nu putem spune egalitate. De aceea spunem rezultă. Însă, dacă aș fi fost cu un integral definită, aș fi mers așa tot timpul, ajungeam la același răspuns și nu mai spuneam rezultă, ci egal. Pentru că e vorba de număr tot timpul. Și numărul acela de care vorbim se păstrează. Ca și rezultat final. Deci asta ar fi integrala definită. Cu ce trebuie să rămâneți voi astăzi, de după lecțiile de astăzi? Cu ce anume trebuie să rămâneți foarte clar? Că am reușit să introducem noțiunea de integrală definită și că s-a făcut legătura între integrala definită și cea nedefinită, între primitivă și integrala definită. Că n-am fi putut face integrala definită fără să fi cunoscut întâi ce? Primitiva unei funcții. Pentru că aici am văzut foarte bine cum s-a legat în formula asta din Leibniz-Newton, cum se leagă integrala definită de cunoașterea primitivei. Fiind egal cu f de b nu se dea. Acum, mai multe lucruri și mai multe chestiuni definiții le vom pune pe parcurs. Deocamdată este suficient pentru astăzi această informație pe care v-am dat-o. Și să sperăm că toate cunoștințele care le avem de la integrala nedefinită, de la primitivele, de la tot ce am făcut ca tehnici de integrale, schimbarea prin părți, substituții, așa puține cât sunt tehnicile acestea, să ne fie de folos cu adevărat pentru integrala definită. Iată, așa trebuie să înțelegeți, multe sunt situațiile practice, concrete, care determină să i-au determinat pe matematicieni să abstractizeze și cum să se ocupe de o teorie în general. Credeți voi că atunci, la momentul acela, chiar cineva s-a gândit foarte adevărat când orice număr s-a scris în baza 2. Apoi s-a mai mers încă un pas și, să spun, semnului mai mic i s-a pus în corespondență un număr. A lui A i s-a pus un alt număr. Și numărul acela a fost trecut în baza 2. Și iată, înseamnă că absolut tot ce se poate scrie, toate simbolurile care se folosesc, toate se pot scrie, transcrie în baza 2. În baza 2 înseamnă un grup de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Și acest 0, 1, 0, 1 au semnat, de fapt, biții de mai târziu. Bitul ce înseamnă? Vă rog să vă închipuiți ca și cum ar fi un conductor prin care trece și nu trece curent. Dacă trece curent, zicem că este 1 și când nu trece curent, 0. Da? Și atunci, numai cu două fire pot realiza că cele două fire pot fi în stări, prin amândouă trece curent, prin amândouă nu trece curent, pentru unul trece, pe cealaltă nu. 4 situații, numai cu două fire. Dar cu 3 fire, câte situații? 2 la 3, 8. 8 situații cu 3 fire, dar cu 4 fire. 16, 2 la 4. Cu 8 fire, 2 la 8. 256 de situații. Deci cu 8 pătrățele în care pui 0, 1, 0, 1, câte situații poți crea? Deci cu... Da? Deci dacă vă închipuiți în aceste 8 pătrățele, așa, 8, în care poți să pui 0, 1, 0, 1, poți crea 256 de situații. Deci cu 8 biți poți transmite 256 de situații. Ei, închipuiți-vă cu 10 biți, cu 16, cu 32 de biți, 2 la 32 și mai departe, 2 la 64. E situație... Așa s-a dezvoltat foarte tare partea tehnică din calculator. Pentru că mesajul care se transmite prin calculator, când voi să apăsați tasta respectivă, nu-i fuge A-ul prin calculator. Ai apăsat pe A, fuge A. Nu. Este un mesaj de 0101, care mesaj înseamnă că sensibilizează un anumit grupaj de pixele de pe monitor prin intermediul plăcii video. Iată, placa video e foarte deșteaptă și când a ajuns grupajul de 0101 spre ea, ea știe că se referă la anumit grupaj de pixeli și de aceea aprinde pixele, beculețele acelea finuțe și desenează aur. Așa a apărut aur pe ecran. Cu ce viteză? Cât durează când ai apăsat asta, s-a și aprins aur. Dar nici microsecunde vorbesc. Deci este extraordinar de rapid. Asta s-a întâmplat. De aceea, trebuie să vedeți că la baza întregii evoluții în informatică stă matematica. Toate disciplinele tehnice nu se pot dezvolta decât un suport sănătos matematic. Nimic nu merge fără matematică. Asta e foarte, foarte clar. Nimic nu merge. Altfel, lucrurile pe care le asimilez sunt, cum să spun, nu-și găsesc legătura deloc. Sunt așa puse ca într-un sac. Informații pe care le și pierzi foarte repede dacă ele nu sunt într-o conexiune perfectă cu noțiunile din urmă. Dacă nu pricepem motivația și rostul matematicii în școală, nu avem cum să îi dăm importanța cuvenită și atunci nici nu se învață. Iată, ceea ce m-a făcut acum pe tablă, sigur că rămâne o mostră a importanței și de ce trebuie matematică. De ce? Este foarte clar.